se cerem lui binecuvântarea peste întreaga zi. Să intrăm cu toți în rugăciune și să-i mulțumim că este aici și să-i cerem ca El să lucreze în continuare în viața noastră.
cer vizuale de apă. Așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeu. Sufletul meu setează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Cu lacrimi întâlnesc și noapte, când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Mi-aduc aminte și învăț tot focul inimii în mine, când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire al unei mulțimi în sărbătoare. Pentru ce te mucnești suflete și gemi înăuntru meu? Nădăjduiește Dumnezeu, căci iarăși voi lupta. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Îmi este mânit sufletul în mine, Dumnezeule. De aceea la tine mă gândesc din țara Iordanului, din Hermon și din muntele Mițiar. Un val cheamă un alt val, la voietul căderii apelor tale. Toate talarele și vale tale trec peste mine. Ziua, Domnul îmi dădea îndurarea Lui, iar noaptea cântam laudele Lui și înălțam rugăciune Dumnezeului vieții mele. De aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Pentru ce trebuie să umblu prin întristare sub apăsarea vrăjmașului? Patria mi se sărume oasele cu sabia când mă bajocoresc vrăjmașii mei și îmi zic neîncetat. Unde este Dumnezeul tău? Pentru ce te numești suflete și gemi înăuntru meu? Nădăjduiește Dumnezeu, căci iarăși îmi voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Amin. Să intrăm în această rugăciune. Și așa cum am cântat. Știm că venim înaintea Dumnezeu care iartă. Înaintea Dumnezeu care ridică povere. Să venim înaintea Lui în această rugăciune și să ne mărturisim în frângele noastre. Să ne recunoaștem în frângele noastre. Și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, dorim din această zi să ne schimbăm. Dorim ca Duhul tot ce Sfânt să schimbe viața noastră. Și noi suntem de acord cu această schimbare. Să intrăm în această rugăciune și Dumnezeu este Cel care va interveni în viața noastră. Nu, 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 nu
Să mai rămânem în această poziție. Vom mai cânta o cântare și ne vom băga. Psalmistul a văzut faptul că Dumnezeu a lucrat în viața lui. Și asta înseamnă că
avea încredere deplină că Dumnezeu va lucra în continuare în viața lui. Haideți să lăudăm pe Dumnezeu pentru că e minunat, să lăudăm pe Dumnezeu pentru că lucrează în viețile noastre, să lăudăm pe Dumnezeu pentru modul în care lucrează în viețile noastre și să ne încredințăm deplin în mâna lui în următoarea rugăciune. Amin. Thank you.
izvoare de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeu. Aș dori ca rugăciunea care urmează să aducem rugăciune pe cei care nu-și mai doresc acest lucru. Biblia avertizează că vremurile din urmă, multe pericole spirituale pot să apară în viețile credincioșilor, dar unul de temut este părăsirea locului public de închinare. În Evrei 10:25 se spune să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții. Și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Cu toții suntem conștienți că ziua se apropie. De aceea aș vrea să ridicăm în picioare și rugăciunea care urmează. Se aduce pe cei care știm că au părăsit adunarea. Dar mai mult decât atât, în partea a doua versetului se spune să ne îndemnăm unii pe alții. Să ne luăm angajamentul că îi vom îndemna să se întoarcă la Domnul lor Iisus Hristos. Se întreb cu toți. Thank you.
această rugăciune, haideți să îi cerem ceva Domnului. Dacă ne-am uitat în psalm, psalmistul spunea faptul că sufletul lui îl caută pe Dumnezeu și nu numai că îl caută pe Dumnezeu, ci îl caută pe Dumnezeul cel viu. Pentru că psalmistul știa că Dumnezeu e viu. Însă, nu totdeauna îl percepem așa pe Dumnezeu. Nu totdeauna îl înțelegem așa pe Dumnezeu. Și psalmistul era foarte amărât în sufletul lui. Pentru faptul că cei din jurul lui nu vedeau faptul că el are un Dumnezeu viu. Mă gândesc că asta ar putea fi și problema noastră. Adică suntem aleși de Dumnezeu ca să fim lumini în lumea asta. Suntem aleși de Dumnezeu ca să-i purtăm numele. Și cu toate astea, ne e foarte greu să dovedim faptul că slujim un Dumnezeu care e viu. Ucenicii, după ce au fost bătuți de către mai mari sinagogii, de către cei din Sinedriu care au pus epată și așa mai departe, Petru și Ioan, s-au dus la lor și ei s-au rugat un lucru. Și ei spuneau, printre altele, Doamne, dă putere robilor tăi să vestească Evanghelia cu toată puterea și cu toată îndrăzneala și întindeți mâna să se facă semne și minuni. În numele Robului Tău cel Sfânt Iisus. Cred că și noi avem nevoie de o astfel de însoțire. Și însoțirea asta venea împreună cu Duhul Sfânt. Atunci când ucenicii au cerut-o. De aceea mă gândesc, poate că și nouă ne-e greu de multe ori să fim lumini. Haideți să cerem Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să vină peste noi. Haideți să cerem și noi să avem putere. Haideți să cerem și noi un Dumnezeu care e viu să ne însoțească. Un Dumnezeu care poate să facă semne și minuni. Un Dumnezeu care poate să deschidă mintea, să deschidă ochii celor cu care vorbim. Dumnezeu care poate să-i facă pe ceilalți să înțeleagă. Haideți să ne rugăm pentru o astfel de prezență a lui Dumnezeu în viața noastră. Ca să putem, într-adevăr, să fim ceea ce Dumnezeu dorește de la noi să fim. Amin.
Anglia, care a ajutat mult la zidirea noi case de lucruri din Buhuș, ne solicită să ne rugăm pentru vindecarea nepotului său, Sony, în vârstă de 3 săptămâni, care a fost internat pentru meningită și ca să nu aibă urmărele după aceasta, să se facă voia Tatălui Ceresc. Se aducem toate cauzele care le cunoaștem înainte Dumnezeu. Să rugăm și pentru socul meu care este internat în Spitalul Dumnezeu să se descopere, să rămască ca Domnul și Mântuitor al vieții lui și să se atingă și de trupul său. Se întâmplă această Crăciun credința că Dumnezeu este aici ca să intervină. Viețile noastre să ne apropiem de El și viețile celor pe care aducem în Crăciune. Amin. Thank you.
gândit câteva momente la cuvintele Psalmului 42 și cu precădere la versetul 3 și la versetul 10, care, în care psalmistul își pune problema în felul următor. Cu lacrimă mă hrănesc zi și noapte când mi se zice, fără încetare, unde este Dumnezeul tău. Iar apoi versetul 10 spune, parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia, când mă bajocoresc vrăjmașii mei și îmi zic, neîncetat, unde este Dumnezeul tău. Dimineața aceasta, cred că fiecare dintre noi ar trebui să ne punem și noi întrebarea aceasta. Unde și care este Dumnezeul nostru? Pentru David am înțeles în dimineața aceasta că lucrurile erau clar ce privește existența lui Dumnezeu în viața lui. El nu se tânguia că era rușine de felul în care îl slujește pe Dumnezeu. Ci el spune aici că se hrănea cu lacrimi zi și noapte. Că era frământat de aceasta pentru că probabil se gândea el că nu îl prezintă într-un mod destul de deslușit, de clar, pe Dumnezeul care îl slujește lumii din jurul lui. De aceea aș vrea ca provocarea din dimineața aceasta, de la timpul rugăciunii, să fie pentru noi, unul fiecare, în parte, acesta. Care este și unde este Dumnezeul pe care îl slujim noi? Cum îl prezentăm pe Dumnezeul acesta pe care îl slujim și cu care ne lăudăm, că este Domnul și Mântuitorul nostru. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să prezentăm un Dumnezeu viu, așa cum se spune aici, care este vrednic de cuvântul Său, care își împlinește făgăduințele și promisiunile sale în dreptul nostru al Bisericii sale și care veghează asupra Bisericii sale ca să o întărească, să o sprijinească și să o ducă în glorie și în slavă. Măriți să fie numele Domnului. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Aș vrea acum să vă salutăm pe toți, să vă salut în numele conducerii Bisericii, pe toți cei ce în dimineața aceasta ați ales să fiți cu Biserica de la părtășie. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Mai departe sau mai departe, dacă aveți pe inimă să fiți cu Biserica Domnului de aici, dorim ca mai mult decât Biserica aceasta în sine, care suntem noi, frații, să fie pentru voi o împlinire Cuvântul Scripturilor, Dumnezeu însuși să fie împlinirea și rezultatul căutărilor voastre ale tuturora să fie și să rămână răspunsul din partea lui Dumnezeu. El să fie acela care să vă dea răspunsul căutărilor voastre și Dumnezeu să vi se descopere așa cum El o găsește cu cale pentru fiecare parte. Vrem să salutăm în același timp prietenii care în mod deosebit cercetează, vizitează biserica noastră, care încă n-au încheiat legământ cu Domnul și vin aici și doritor să-L cunoască pe Dumnezeu. Îi salutăm și pe ei, în numele Domnului Iisus Hristos și Dumnezeu să-i binecuvinteze, să găsească aici un Dumnezeu viu, un Dumnezeu lucrător, un Dumnezeu care își face numele de slavă prin lucrarea mântuirii sale în dreptul fiecăruia dintre noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea apoi să continuăm slujirea din această dimineață. Dar, în același timp, aș vrea să fac câteva anunțuri înainte de a continua cântarea de laudă, să fac câteva anunțuri referitoare la părtășiile bisericii de aici. În primul rând, vreau să anunț serviciile divine pe care le puteți și vedea, sunt afișate deja. Servicii de părtășire de rugăciune, de lunea, după masa, la orele 19. Apoi, de asemenea, putem să ne întâlnim la părtășire, rugăciune și cântare și vestirea Scripturilor joi, începând cu orele 18. Săptămâna aceasta, fiind săptămâna premergătoare, sărbătorii împărtășirii cu trupul și sângele Domnului, ne vom putea întâlni și vineri după masă, de la orele 19, la un timp special de rugăciune. De aceea, toți aceia care sunt liberi și avem disponibilitatea spre rugăciune, spre a sta împărtășie cu Domnul nostru înainte de sărbătoarea cinei Domnului, putem să fim aici cu biserica. Și dorim ca biserica, așa cum dimineața aceasta este plină, să fie și bine după masă. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. De asemenea, aș vrea să vă anunț că împreună cu
conducerea bisericii am stabilit ca astăzi, după serviciul divin, de împărtășire dimineața aceasta, toți elevii și studenții care vin din alte localități, toți elevii liceeni și studenții care vin din alte localități, să aibă un timp de împărtășire pe care să poată să îl petreacă aici, în solul bisericii. În sensul acesta, fratele Fiu se va ocupa și de lucrarea aceasta, Dumnezeu să binecuvinteze și, în finalul împărtășiei, toți cei care vin din alte localități, studenți și elevi, pot să rămână la acest timp de părtășie, unde, prin grija bisericii, vor servi și o masă de dragoste. Dumnezeu să binecuvinteze și această lucrare. De asemenea, vreau să anunț faptul că de la orele 16:30 și în duminica aceasta, candidații de botez sunt așteptați la părtășie, la întâlnirile care au loc pentru pregătirea lor în vederea botezului nou testamental. Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei, Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe cei ce se ocupă de lucrarea aceasta și fie ca Dumnezeu să-i binecuvinteze ființele acestea care vor să facă pasul acesta, să facă sub încredințarea aceasta, că fac un lucru după voia lui Dumnezeu și că Dumnezeu îi va ajuta, dacă ei vor fi credincioși lui Dumnezeu, să-și ducă legământul și mântuirea lor până la capăt. De asemenea, aș vrea să anunț frații care fac de bază așul acesta de închinare, duminica viitoare, fiind duminica de 1 decembrie, vreau să anunțăm pe cei ce sunt programați pentru lucrarea aceasta și anume dimineața de la orele 7, Țărmul Florin este de serviciu, iar după masă, fratele Barbara Cornelis. De aceea, și în lucrarea aceasta, vrem să fim atenți și mai ales în perioada aceasta sărbătorilor. Tabelul acesta va fi afișat acolo la fișier și să ne facem programările în așa fel încât să putem să fim și de bază atunci când suntem programați. Știm că vin sărbătorile de iarnă și în mod special mă ocup de lucrarea aceasta și mulți vin și spun, frate Neluțu, oare chiar eu am fost programat de Crăciun sau de Revelion să fiu de bază? În ordine alfabetică, așa cum suntem înregistrați la, aici în, la biserică, nu facem nicio excepție, ci în ordine alfabetică se iau toate aceste nume, le afișăm și dacă se cade să fim de Crăciun de bază sau de Revelion, așa au căzut sorții, dacă putem spune lucrul acesta. Dumnezeu să ne binecuvânteze să facem toate lucrurile așa cum ne-a învățat Domnul Iisus Hristos. Toate pentru gloria și slava numelui Său. Salutăm în mijlocul nostru, fanfara, așa cum deja ați auzit, ați auzit-o întâlnire de slavă pentru gloria Domnului. Îi salutăm și pe ei și dorim ca Dumnezeu să binecuvânteze slujirea lor. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cei ce se ocupă de slujirea fanfarei. În urmă rămân multe ore de repetiții, mult timp, având copiii mei implicați în lucrarea aceasta, văd cât de mult timp sacrifică pentru fanfara. Dumnezeu să-i binecuvânteze și Dumnezeu să le răsplătească oștenea la lor cu binecuvântările acestea pământești, dar mai mult decât atât, Dumnezeu să-i binecuvânteze cu binecuvântările sale cerești. Amin. Continuare, aș vrea să lăudăm pe Domnul împreună cu o cântare, toată biserica. În urmă, vom asculta din nou fanfara cântând. Apoi și sola, Ela Tomoș, va lăuda numele Domnului cântând, din nou fanfara. În timpul acesta vom face colecta. Domnul mi-a pus pe inimă dimineața aceasta, deși nu am înțeles cu frații din conducerea bisericii. Făcut-o pe cont propriu și voi suporta consecințe. De câteva săptămâni mă implic împreună cu fratele Petreanu și mai mulți frați de aici din biserică în construirea unei noi biserici în localitatea Prumiș. Suntem acolo în faza în care aproape că am terminat zidăria. Mai nevoie să turnăm centurile și să punem acoperișul acolo. Ne-am pus în mâna Domnului și am zis, Dumnezeule, Tărbuternice, e timp favorabil pentru asta. Dumnezeu s-a îndurat de noi și a prelungit toamna aceasta până la sfârșitul de noiembrie. Numele Domnului slăvit pentru asta. Dumnezeu ne-a dat putere, ne-a însoțit și lucrarea aceasta. Aș vrea să vă rog în numele Domnului să ne fiți alături
facem lucrarea aceasta și colecta aceasta pe care o facem. Să o facem și să dăruim și pentru lucrare de acolo. Dumnezeu se va proslăvi și oamenii vin acolo și ne întreabă ce facem, ce construim. Noi le spunem scopul cu care construim acolo, ca oamenii să aibă posibilitatea să vină la Dumnezeu, să se întoarcă la pocăință și numele Domnului să se glorifice și prin aceasta. Deci, dacă aveți pe inimă lucrarea aceasta și dacă aveți posibilitatea, nu forțăm pe inimă, dar toți cei ce putem, haideți să punem un și la lucrarea aceasta și colecta asta care vrem să facem în dimineața aceasta, să dăruim Domnului. Și dăruim Domnului, Dumnezeu ne va ajuta să ducem la un bun sfârșit și lucrarea aceasta peste care am chemat ajutorul Domnului și numele Domnului. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți dădătorii voioși. Amin. Să cântăm deci împreună, cântă fanfara, la Eva și din nou fanfara. Timpul acesta ne închinăm Domnului și apoi am continuat slujirea din dimineața aceasta. Amin.
Să aibă un cuvânt special pentru Biserica Domnului din viața aceasta.
Dumnezeu să binecuvânteze și inimile și mințile noastre, să putem primi, să putem asculta și apoi să punem în practică vieții noastre cuvântul Scripturii. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin.
Iisus trecea sub cer iudeu, printre grădini cronicate, iar zorii se înălțau mereu, dar pentru omul Bartimeu era doar noapte după noapte. Iisus trecea încet și în urma lui, ca într-o solemnă fericire, venea cu el un lung convoi, ca o coloană de eroi, glorificându-l regenire. Iisus trecea și un vreamăt sfânt zvâcni în orb, ca niciodată. Ciunind urechile în vânt, el prinse în taină un cuvânt și inima începu să-i bată. Simți în piept ca un fluid, ca o mireasmă de zambilă, și orbul a strigat livid: Ai milă, fiul lui David! Iisuse Salvator, ai milă! Doi, trei pe margini se încruntară. Hei, cerșetor neobrăzat, ce strici așa? Oricât de amară, tu poartă-ți crucea cum ți-e dat. Trăiește în pace sub ocară. Dar orbul, fără căpătâi, strigă mai fără de rușine, mai fără teamă ca întâi: Ai milă, Doamne, și de mine! Și s-a oprit Iisus în drum, cuprins de omenească dramă. Putea să treacă? Nici pe cum. Și orba aude un glas acum: Hai, îndrăznește, căci te cheamă. Mă cheamă? Cum? Chiar El, Iisus? Hai, îndrăznește, căci te așteaptă. Pe mine chiar. Ce ai ținut? Pe Bartimeu? Așa a spus. Și orbul parcă se deșteaptă și ca nebun de fericire se înalță Bartimeu în vânt. Îți scoate haina și-o sfârșie și-o aruncă strâng jos la pământ. Acum, peste o clipă două, eu am să văd ca orice om și apoi cu mâinile amândouă am să zidesc o casă nouă și am să zidesc și am să sădesc pom lângă pom. Așa, acum eu nu mai sunt umblit, zvârlit în spin la oale sparte. Eu pot munci, hei, la o parte, mă așteaptă fiul lui David. Dar ascultați, ca peste veac se aude lin un glas ca-i roua: O, Bartimeu, ce vrei să-ți fac? Rabun, sunt un orb sărac, nu cer nimic decât vederea. Și apoi convoiul a plecat și într-o solentă fericire un nume nou era rostit și mii de pași au năvălit călcând pe haina strălucită, iar haina a rămas în drum, căci nimeni minte nu și-a pus costreanță bună pentru scrum, iar Bartimeu merge acum după Iisus. Și azi, Iisus Mesia trece încet și blând pe strada ta. Mulțimea iarăși îl petrece, dar tu rămâi străin și rece. Tu n-ai ce cere, nici ce-i da. Spre solul dragoștei cerești, ce muți, ce orbi, areamă stol. Dar tu stai demn, tu nu cerșești. Și iată tu nu știi că ești sărman și orb și surd și gol. Mulțimea iarăși se oprește, stau mii de chipuri fără grai, un om alargă și șoptește: Iisus te așteaptă, îndrăznește, te așteaptă în prag. De ce mai stai? Eu nu sunt orb, orbi sunt destui, nici mut, eu spun ce am de spus, eu inima nu dau oricui și nu cer milă nimănui. Hai vină totuși la Iisus. Voința mea mi-e zeu și fel, nu vreau de nimeni să ascult. Eu vreau plăceri
caut mult. Iisus e sfânt, ba chiar mai mult. Hai, vină totuși, vin la El. Ascultă, singur tu te minți. Tu nu ești orb ca batul meu. Tu vezi, auzi, gândești și simți, dar vai, cu ochii tăi prea strânți, nu-L poți vedea pe Dumnezeu. Ascultă, Cel ce te-a chemat nu-i doar preumbra unui gând. E Dumnezeu ce te-a creat, e Fiul Său crucificat. De ce nu vi le e plângând? Ascultă, nu te prinde teama. Ai ochi. Atunci, de ce nu vrei să vezi? Te așteaptă Dumnezeu. Ia seama. Amin. Vrea toți cei ce aveți cuvântul Lui Dumnezeu la dumneavoastră.
deschidem la întâia epistola de Timotei, 26. Și vreau să citim tot. Sunt 21 de versuri. 1 Timotei, capitolul 6. Toți cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânilor vrednici de toată cinstea, ca numele Lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. Iar cei ce au stăpâni credincioși să nu-i disprețuiască sub cuvânt că sunt frați, ci să le slujească și mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerea slujbei lor sunt credincioși și prea iubiți. Învață pe oameni aceste lucruri și spune-le apăsat. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase a Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic, ba încă are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte din care se naște pisma, certurile, clevetirile, bănuierile rele, zadarnicele ciobiri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr, și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să-L oprăm nimic. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească din potrivă, cad în ispită, în lați și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea, luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Roma. Să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor. Împăratul împăraților și Domnul Domnului, singur care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Îndeamnă pe bogații viacului acestea să nu se încânfe și să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care îi dă toate lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să strângă pentru vremea viitoare, drept cu mare, o bună temelie, ca să apuce adevărata viață. Timotei, păzește ce ți s-a încredințat. Ferește-te de flecările lumești și de împotrivirile științei, pe nedrept numite astfel, pe care le-au mărturisit unul și au rătăcit cu privire la credință. Harul să fie cu voi. Amin. Vă rog frumos, o pastor. Îi mulțumim lui Dumnezeu și pentru dimineața aceasta. Și îi mulțumim că de la început, chiar de la timpul de rugăciune, s-a prezentat în mijlocul bisericii și am simțit prezența lor. Și am simțit ungerea Lui, acea ungere inconfundabilă, care nu se poate fabrica, nu se poate produce, nimeni nu o poate face, pentru că simți automat când îi păcăleală. Îi mulțumim Lui Dumnezeu că cercetează Biserica Betel și rog în continuare să o facă. Glorie Celui ce este viu în veci de veci. Glorie Domnului nostru Iisus Hristos, pe care Îl propovăduim și pe care Îl slujim în veci de veci. Îi mulțumim Duhului Sfânt, care locuiește în noi și ne călăuzește tot adevărul. Aș vrea să vă spun că m-am luptat mult și încă cer de la Domnul să mai îndeamnă
Știți, nu este ușor să predici Cuvântul lui Dumnezeu și cei ce predică știu. A predica Cuvântul lui Dumnezeu este foarte greu. Vorbesc de a predica, nu de a da informații din Cuvântul lui Dumnezeu. A da informații din Cuvântul lui Dumnezeu este ușor. Dar a predica este foarte greu. Și predicarea este un lucru care trebuie să zidească, să dea viață. Și lucrul acesta nu se poate să facă predicatorul oricât ar încerca el, dacă nu este puterea Duhului Sfânt peste el. Dacă nu este puterea Duhului Sfânt peste predicator, va fi informație. Și informația gândește urechea, ne place urechii, dar strânge Duhul nou. Dar cuvântul rostit, însoțit de puterea Duhului Sfânt, este ceea ce înflăcărează Duhul noi, ceea ce ne face să ne apropiem mai mult de Domnul. De aceea rugăm ca Domnul să binecuvinteze pe predicator. Să stea multe rugăciuni înainte de Dumnezeu. Și Domnul să binecuvinteze pe cei din sală, pe cei care fac parte din această biserică, ca să se roage pentru predicatori. Nu știu câți vă rugați pentru mine. Nu știu. Dar vă spun sincer că am nevoie de rugăciune de noastră. Am stat și m-am gândit, oare să zic lucrul ăsta, oare pare un lucru de slăbiciune? Și mi-am adus aminte că nici la Apostolul Pavel nu a fost rușine să spun lucrul acesta. Scumpii mei, e probleme ca aceasta. Rugați-vă pentru firul mereu care are nevoie de rugăciunea noastră. Vă spun sincer că mi-am făcut o analiză și în Arizona predicam mai bine ca și în România. Vă spun sincer. Dar acolo aveam un nucleu de surori care în continuu se rugau și posteau pentru mine. În continuu, în continuu. O uit odată sora la mine și mi-a spus, firul, eu nu pot să fac multe. Dar un dar de la Dumnezeu. 5 zile pe săptămână eu pot posti fără să mănânc. În astea 5 zile de postăsătură în fiecare zi postez pentru tine și mă rog pentru tine. Știți cum predicam acolo? Wow! Când aveam vreo 10 surori care se rugau pentru mine în fiecare zi. De ce? Pentru că Dumnezeu asculta rugăciunile și postul lor. Și îl folosea pe aparatul ăsta de film ca să vorbească cu poporul. Obișnuiți-vă să vă rugați pentru predicatori. Eu sunt primul care recunosc că slab și am nevoie de rugăciunile voastre. Țineți-mă rugăciune. Pentru că și noi suntem oameni și noi ne confruntăm cu tot felul de lucruri și noi muncim și venim dimineața și vrem să dăm ceva. Venim de seară și vrem să dăm ceva. Și ne vedem goi și pustii și am vrea să dăm. Și ce să dăm, noi? Dacă nu dă Domnul. Și avem nevoie cu toți. Ia uite, dintr-o dată, cu toți avem nevoie de Dumnezeu. Că dacă nu, ne stingem în ce, în ce, în ce. Și o să avem multe informații. Dar nu știu cât o să fim de putere spirituală. De aceea, încă o dată, insist, rugați-vă pentru mine. Am citit această scrisoare. Această scrisoare pe care o scrie Apostolul Pavel, o scrie lui Timotei. Și știți cu ce gândul îi scrie această scrisoare? S-a vorbit din capitolul 3 și aș vrea să vă citesc, ca să vă aduceți aminte, versetul 14 și 15. Și spune Apostolul Pavel așa, Timotei, scriu aceste rânduri. Ți le scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni curând la tine. Dar, spune el, dar dacă voi zăbovi, să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului Cel Viu. Îți scriu aceste rânduri ca să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu. În casa lui Dumnezeu, care este Biserica lui Dumnezeu. Și oare care e casa lui Dumnezeu? Dacă nu noi suntem casa lui Dumnezeu. Sau vreți să spuneți că această clădire este casa lui Dumnezeu? Beceau și cărămida pusă la peste alta e casa lui Dumnezeu? Atunci ce să zicem de cei prigoniți? Care se adună pe sub pământ. Care se adună în grote, care se adună în peșteri. Să zicem că acolo e casa lui Dumnezeu. Nu, asta este o clădire închinată lui Dumnezeu. Și bine să o păstrăm curat și frumos.
să o îngrijim. Dar casa lui Dumnezeu suntem noi. Și biserica lui Dumnezeu suntem noi. Și atunci apostolul Pavel scrie lui Timotei și zice, Timotei, scrie toate lucrurile acestea ca să știi tu ce conduită să ai, ce comportament, ce atitudine să ai în casa lui Dumnezeu față de ceilalți frați și de celelalte surori. Și începe apostolul Pavel să dea multe învățături. De fapt, acestea sunt niște epistole pastorale. Niște învățături care îi le dă lui Timotei. Dar de care putem învăța și noi. Pentru că dacă era numai pentru Timotei, n-ar fi ajuns aici în Sfânta Scriptură. Dar înseamnă că sunt și pentru noi în ziua de astăzi. Aș vrea să învățăm din aceste îndemnuri pe care le dă apostolul Pavel lui Timotei. Și uitați-vă că în primele două versete, apostolul Pavel vorbește despre rob. Dar acum în ziua de astăzi nu mai sunt rob. Cel puțin la noi aici. Și atunci ce face? Și m-am gândit că nu-i păcat să vorbim despre angajați. Și aici vorbește apostolul Pavel și primul verset spune tot ce sunt sub jucul robiei să socotească pe stăpânilor vrednici de toate cinstea ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. E vorba despre acei robi care aveau stăpâni necredincioși. Pentru că în versetul numărul 2 vorbește din nou despre stăpâni care sunt credincioși. Și acum, angajați. Hai să vorbim despre angajați. Angajați care au stăpâni, care au șefi necredincioși. Trebuie să fie atenți cum se comportă la locul lor de muncă. E foarte interesant pentru că spune aici să socotească pe stăpâni. E o atitudine interioară pe care trebuie să o aibă angajatul față de stăpânul. Să-i socotească. Cum să-i socotească? Vrednici de toată cinste. Adică la stăpânul tău, la cel care te-a angajat, chiar dacă este necredincios, chiar dacă este un om rău, un om care înjură, un om care face lucruri urâte, un om care fură, tu lucri pentru el. Chiar dacă el este așa, tu ca și copil al lui Dumnezeu, tu trebuie să ai o altă atitudine, un alt caracter ca și lui. Din interiorul tău trebuie să vină un lucru pe care este greu de multe ori, dar trebuie să vină. De ce? Spune aici, pentru ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. Ce credeți dumneavoastră? Cei care munciți pentru un patron sau undeva în fabrică sau undeva. Și vă știe lumea că sunteți credincioși, vă știe că sunteți pocăiți. Dacă vă vede că nu aveți un comportament bun, dacă vă vede că nu sunteți corecți, dacă vă vede că vă place să furați, dacă vă vede că trageți fiulul, dacă vă vede, oare nu numele lui Dumnezeu va fi bulit? Oare nu învățătura creștină va fi bulită? N-ați auzit dumneavoastră, de multe ori eu am întâlnit oameni care zicea, vorbind cu ei, și mă întreba, dar tu ce religiai? Și eu ziceam, eu mă duc la penticostal și, la pocăiți. Bă, se n-au de pocăiți că voi toți sunteți la fel. Și începe ala să spună cum sunt pocăiți. Dar oare de unde știa el cum sunt pocăiți? Dacă nu cumva au avut un angajat. Și continua, am avut de unul pocăit. Care? Și începea el să spună despre pocăitul ăla. Și culea numele lui Dumnezeu. Și culea învățătura. Pentru că în momentul acela închideam gura și nu mai puteam să zic nimic. Numai, știi cum e? Nici o pădure fără uscături. Ceva de genul. Pentru că omul care s-a numit el pocăit în ghilimele, dar omul ăla n-a fost pocăit niciodată. S-a comportat într-un mod în care stăpânul lui să gulească numele lui Dumnezeu. Suntem chemați în această dimineață toți cei ce lucrăm pentru un stăpân oarecare, pentru cei ce lucrăm pentru un om necredincios. Ca în inima noastră să-l socotim vrednic de toată cinstea pe stăpânul acela. De ce? Ca să se vadă un nou, nu de altceva. Nu că ar merita, că poate n-ar merita. Dar să se vadă în noi că suntem ștanțați, imprimați de stăpânul nostru, de Dumnezeu. Știți că robii, pe vremea aceea, erau imprimați, erau ștanțați, ca să se cunoască cine este stăpânul lor. Ei, în ziua de astăzi, aș vrea și noi, credincioși, care lucrăm pentru necredincioși, să fim ștanțați, să se știe că stăpânul nostru este Iisus Hristos și să nu facem de rușine numele Domnului și învățătura care o predicăm.
Și vine Apostolul Pavel și, și merge mai departe și spune, iar cei ce au stăpân credincioși, și acum atenție pentru cei care lucrează pentru pocăiți, spune, să nu-i disprețuiască sub cuvânt că sunt frați. Lasă frate, frate, frate și îți permiți dintr-o dată să fii cu el oricum și să-l disprețuiești. Și zice Apostolul mai departe și spune, ci să le slujească mai bine, cu mai multă dăruire, cu mai multă convingere. De ce? Fiindcă cei ce se bucură de binefacere slujbei lor sunt credincioși și preamiți. Pentru că tu pentru lucruri pentru un frate al tău care prea iubit de Dumnezeu. Și dacă tu muncești pentru el, muncești pentru fratele tău, pentru prea iubitul lui Dumnezeu. Înțelegeți? Ce frumos spune Apostolul Pavel aici. Și ce frumos de fapt pune Dumnezeu lucrurile aici. Ca să înțelegem. Că e foarte importantă atitudinea noastră care avem. Și acum fac o mică paranteză, pentru că aici nu scrie, dar scrie în altă parte. Și stăpâni care sunt pocăiți. Și stăpâni care sunt pocăiți. Să aibă grijă cum se comportă cu angajaților. Să nu fie o pricină de potrivire pentru angajaților. Să se vadă că și stăpânul acela este un om care își pune încrederea în Dumnezeu. Un om cinstit. Care să răsplătească pe angajatul. Care să-l binecuvânteze pe angajatul. Care să se ocupe de angajatul lui, în măsura posibilităților. Dar să-și pună inima și să-l iubească pe angajatul lui. Din puținul care are, sau din multul care are, să-l binecuvânteze pe angajatul lui. Și Apostolul Pavel merge mai departe. Și se oprește aici, la învățătura dată robilor sau angajați. Și merge mai departe. Și pe aceea se referă la niște oameni la care știți ce spune Apostolul Pavel la sfârșit? Spune, după ce descrie oamenii aceștia, spune, ferește-te de ei. Sunt niște oameni pe care tu, Timotei, trebuie să te ferești de ei. Și începe Apostolul Pavel și spune așa, dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie. Și nu știe nimic, ba care boala cercetărilor fără roșia certuri de cuvinte din care se naște pisma, certurile, clevetirile, bănuirile rele, zadarnice, ciocuri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig, ferește de astfel de oameni. Ocolește! Nu sta în mijlocul lor. Când îi vezi și știi că sunt astfel de oameni, du-te! Lasă-i! Cu convingerile lor. Tu ferește-te de ei. Dar ce oamenii sunt ăștia? Pentru că dacă ne uităm la ei, acum noi citim despre ei ce spune Apostolul Pavel, dar noi dacă ne uităm la ei, ni se par niște învățători. Pentru că spune aici, dacă învață cineva pe oameni, ce? Învățătură deosebită. Păi ăștia sunt niște oameni care au învățat și ei, au căutat și ei, au descoperit și ei și învață pe alții. Și am zis, wow! Păi de ăștia avem nevoie cât de mulți. Ei, dar Cuvântul lui Dumnezeu nu se mulțumește toate. Și spune, ăștia învață, dar nu se țin. Ei nu se țin de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie. Și începe Apostolul Pavel și spune de oamenii aceștia, spune, oamenii aceștia plini de mândrie. Ăștia care vin și dă în față pe alții. Ei care spun multe, multe la alții, dar nu se țin ei de învățătura aceasta. Oamenii aceștia plini de mândrie. Și continuă mai departe și spune, nu știu nimic. Wow! Să știți că aici, când am studiat cuvântul aici, m-am oprit. Cum adică nu știu nimic? Păi ăștia învață pe mulți. Și aici zice, nu știu nimic. Și m-a rugat, Doamne, Doamne, descoperă ce înseamnă că cuvântul ăsta, nu știu nimic. Continuă și zice, banca are boala cercetărilor fără rost. Deci oamenii ăștia cercetează. Cercetează, află, dar fără rost. Ei știu multe, învață pe mulți. Dar nu știu nimic. Cercetează mult, află multe, multe informații, dar fără rost. Și Doamne a zis, despre ce să fie vorba aici? Oare despre ce să fie vorba aici? Și merge mai departe și spune, oamenii aceștia au certuri de cuvinte. Se întâlnesc ei, când vorbesc ei, să ceartă Dumnezeu pe subiect. Vine să zice, uite, eu așa spun că-i. Și ala zice, nu, Doamne,
Oamenii așa se ceartă pe subiect, te duci de la întâlnirile cu ei, tulburat, umflat la stomac și te râma atâta. Și continuă mai departe și spune, și din lucrurile astea încep să se nască pisma, certuri, clevetiri, bănuieri rele, ciocniri de vorbe. Și zice Apostol Pavel, oamenii ăștia stricați la minte și lipsiți de adevăr, care cred că evlavia este un izvor de câștig. Oamenii ăștia, de fapt, știți ce vreau să facă cu toată lucrarea aceasta? Ca să-și adune câștig în dreptul lor. Și aici nu se referă neapărat la câștig material. Și la câștig material. Sunt mulți care profundesc astăzi Evanghelia pentru mani, pentru bani mulți. Dar nu neapărat la câștig material. Să nu mă înțelegeți greșit. Să nu mă înțelegeți greșit. Pentru că slujitorul trebuie să trăiască din casa lui Dumnezeu. Eu sunt convins de lucrul acesta. Dar sunt care fac din evlavia aceasta o sursă de câștig. Și fac mulți bani din evlavia aceasta. Deși următorul verset spune așa, negreșit evlavia însoțită de mulțumire este o mare câștig. Și cum apare să-l contrazice? Cum adică? Păi ăștia cred că evlavia este un izvor de câștig și următorul verset confirmă. Da. Dar nu e așa, frate și sori. Uitați-vă, ăștia au o idee despre evlavia. Da, evlavia aceasta poate fi un izvor de câștig. Să câștig bani, să câștig influență, să câștig respect, să se uite toți la mine și să câștig funcții, să câștig. Orice duce la un gând egoist se încadrează aici. Iar ceilalți, negreșit evlavia însoțită de mulțumire, este un mare câștig, știți cum văd lucrurile? Evlavia. Rău pe Dumnezeu. Ah! Duhul Sfânt lupește în mine. Sunt cel mai câștigat om de pe planetă. Înțelegeți diferența? Unul se uită și nu știe cum să mai rezolve problemele, să dea din coate să se ajungă. Și celălalt se uită și zice, Doamne, îți mulțumesc pentru că te am pe tine. Sunt cel mai bogat om din univers. Prin mândrie nu știe nimic. Ba încă are boala cercetării. Și acum uitați-vă, de ce v-am spus că oamenii aceștia nu știu nimic și au boala cercetărilor fără rost. Deși mi s-ar părea că au multe informații, chiar din Scriptură. Uitați ce spune Apostolul Pavel în prima carte, în capitolul 1, de la versetul numărul 3. Referindu-se la astfel de oameni care învață și nu știu nimic. Și uitați-vă, de fapt, care cheia. Unde e secretul că oamenii aceștia nu, de fapt, nu știu nimic? Ce v-am spus, m-am frământat. Cum adică nu știu nimic? După cum te-a rugat, scrie Apostolul Pavel lui Timotei, în capitolul 1, versetul 3, la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes, ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură și să nu se țină de basme și de înșirări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe, decât să facă să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință, așa fac și acum. Și acum, versetul numărul 5. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Unii fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Ținta poruncii este dragostea. Ăștia la ce fac? Ce fac cu învățătura lor? Despină, certuri, pismă, ură, răutate. Și vine altul cu altă învățătură care este de la Dumnezeu și aduce dragoste, unitate, pace, părtășie sfântă. Aici e diferența. Că unul aduce dezbinare. Unul pune ceartă între frați. Unul vine și prin vorbele lui încearcă să facă rău și rău și rău. Și vine altul care are în inima lui și știe, mă, ținta porunce este dragostea. Tot ce fac, trebuie să fac din dragoste. Și chiar dacă vede că respectivul nu îl înțelege, rată, cedează, îl mai lasă, se mai roagă pentru el. Dar de a înțelege data viitoare. Dar nici de cum nu se apucă la ciorul pe el. Nici de cum nu se apucă la ceartă. Știți ce se apucă la ceartă? Cei care vor să se impună.
Cei care vor să arate că ești. Ei ăștia nu știu nimic. Pentru că ei, de fapt, uită scop principal, care, de fapt, trebuie să ne unească, să ne zidească, să ne ridice. De aceea spune Cuvântul Lui Dumnezeu că-s mândri, nu știu nimic, au boala cercetărilor, fără rost. Cercetează mult, să uită, dă pe Google până nu mai pot. Vin cu informații, te rămâi șocat. De multe ori rămâi, de unde știu eu asta? Dar mă gândesc oare cât, cât se gândește el că tot ce aduce este înspre el apropiat pe fratele mai mult de el și împreună de Dumnezeu. Nu-i așa că informația e bună, dar dacă am da în spatele acestei informări să avem scopul acesta important, de a fi uniți, de a fi legați, de a-mi avea gândirea aceasta de trup al lui Dumnezeu, în care să nu ne facem rău unul altuia, niciodată, chiar dacă avem principii, chiar dacă avem gândiri diferite, să nu ne facem rău niciodată. Și să încercăm, chiar dacă te consideră lumea. Știți de câte ori am văzut oameni înțelepți care s-au prins discuțiile și am văzut oameni înțelepți care au cedat și știam cât știe omul ăla din Biblie. Știam că are lumină din partea lui Dumnezeu. Și ceda, pentru că l-ar era cu o gură atât de mare, el încerca nu se explice. Și cunoșteam pe omul ăsta că e un om duhovnicesc. Un pastor care îi învârstă și are cunoștințe despre Dumnezeu și revelații despre Dumnezeu, un puțin eu. Și ce da, și de acolo. Și ăla tânăr îi explica lui, că de-a lui lecție. Pentru că pastorul ăsta nu vrea ca să-l piardă pe ăla, să-i zică vreo două, băi, stai să spun eu cine. Omul acesta, de fapt, înțelegea că trebuie să-l țină lângă el cu dragoste. Dar apoi mai trec ani și la 30 de ani nu mai gândești ca la 20, spune. Și după 10 ani de studiu a Bibliei și Dumnezeu îți revelează, altfel vezi lucrurile. Că doar nu că te-ai pocăit, ai și ajuns la cunoștință de plină și știi totul, nu? Că și eu după, și acum, învăț, și cred că și dumneavoastră. Și multe lucruri care acum 10 ani de zile le țineam așa, tare, acum apoi și zic, wow, era o râvnă. Era o râvnă pe vremece. Mi-aduc aminte că satul la maică mea l-a pus pe un frate sub disciplină, 6 luni de zile. Că s-a mândrit, că a portat un aparat de fotografie la gând. Așa știau oamenii atunci. Acum, dacă ați auzit în biserică la Petel, că a fost pus unul sub disciplină, că avea telefon celular sau că... Așa zice. Vedeți? Sunt lucruri pe care le învățăm și le învățăm. Și nu e bine să ne cramponăm. Și noi știm tot. Și noi cunoaștem tot. Și am ajuns la o cunoștință și noi pe toți îi rezolvăm și suntem deasupra tuturor. Să mai tăcem și să căutăm părtășia și dragostea. Că aia e mai important, vă spun. Este mai important să căutăm părtășia și dragostea. Și spune Apostolul Pavel, oamenii ăștia care vezi că nu vrea să se schimbe și îi tot așa, ferește-te de ei. Lasă-i singuri. Lasă-i treaba lor acolo singuri. Că ăștia, în mândria lor, nici nu se văd, de fapt, cine râs. Știți că omul mândru niciodată nu știe că e mândru, știți? Îl întrebă, tu ești mândru? Eu? Nu. Și pe smerit îl întrebă, tu ești merit, așa -i? Ești un om pocăit smerit? Nu. Zice ăla smerit. Nu. Atâta să zic păcătos și am nevoie de Iisus Hristos. Niciunul nu se vede. Că de-aia e smerit, că se vede păcătos și care are nevoie de Hristos. Și ăla de-aia e mândru, că crede că nu e mândru, că e bine. Și ce a pus să pară ferește de și termină cu oamenii aceștia, cu ereticii aceștia. Și merge mai departe și spune așa. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Și aici observ un îndemn pentru mulțumire. Un îndemn ca să fim mulțumiți cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Și continuă și spune, cei ce vor să se îmbogățească. Și atenție, cei ce vor să se îmbogățească. Cei ce caută din dimineața până seara cum să facă bani. Cum să se îmbogățească. Cum să mai facă un dolar în plus, un leu în plus, un euro în plus, orice vreți dumneavoastră. Cum să se îmbogățească. Cei ce vor asta. Nu contează că-s bogați.
atenție, pericol mare pentru oamenii aceștia. Și cea în inimă dorință aceasta, apropo, o să vă întreb ceva pe dumneavoastră. Eu stăm aici pe scaun, m-am cercetat și la capitolul ăsta s-a alimentat. Încă un motiv să vă rugați pentru mine. Am citit aici că iubirea de bani este rădăcina tuturor elor. Cei ce vor să se îmbogățească cad în ispită, cad în laț, în multe pofte nesăbuite, vătămătoare, care cufundă pe oameni prăpați și pierzate. Cad sub o robie materială. Și vine Apostolul Pavel și zice că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au stăpus sigur cu o mulțime de chinuri. Crede în cuvântul acesta. E adevărat sau nu? Am stat pe bancă și m-am cercetat. Și vă întreb pe dumneavoastră care aveți părală în cap. Eu n-am făcut-o niciodată și sunt primul care recunosc. N-am făcut-o niciodată. Câți dintre dumneavoastră v-ați învățat copiii să aibă grijă că iubirea de bani îi duce la moarte? Îi învățăm multe pe copiii noștri. Câți dintre noi? Eu vin de la lucru și le dau la prunci. Le dau câte 1 lei, le dau câte 5 lei. Le dau. Niciodată nu i-am învățat. Bă, copilă, deși cuvântul lui Dumnezeu care îi dă așa și asta nu se schimbă. Am stat pe scaun aici și mi-am vărsat păcatul acesta înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, iartă. Că niciodată nu le-am zis la copiii mei, copii, aveți grijă. Că iubirea de bani te duce la prăbăt. Nu e așa că ne învățăm copiii. Du-te, bă, și fă bani, mă. Du-te, bă, descurcă-te, mă, nu fi. De fapt, la ce îndemnăm? Bă, iubește banii, cu alte cuvinte. De fapt, la ce îndemnăm? Îndemnăm să piardă, să fie prins în lanțuri. Cuvântul ăsta e dat și la mine și nu mă mișc după el. Să se străpungă cu o mulțime de lucruri. Uitați-vă la oamenii care caută să se îmbogățească. Uitați-vă în familiile lor câtă ceapă. Uitați-vă cât necaz. Uitați-vă divorțul. Uitați-vă cei mai mari drogați din lume unde sunt. Aia care umblă după bani. Nu mai știu ce să facă. De ce? Pentru că în spate la iubirea aceasta de bani stă însăși Satan în persoană. Nu credeți ce vă spun? Nu vă strângeți cumori pe pământ, unde le mănâncă mole și rugina, și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă cumori în cer, unde nu le mănâncă mole și rugina, și unde nu le sapă hoții, și nu le fură. Pentru că unde este cumoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Versetul 24 din Matei, capitolul 6. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Că sau va urmi unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona cu mâna mare. Și Dumnezeu cu mâna mare și Mamona cu mâna mare. Înseamnă că dacă e cu mâna mare, este o persoană. Înseamnă că este Satan în persoană. Iubirea aceasta de bani, iubirea aceasta și lăcomia aceasta de a te îmbogăți, de a face, de fapt, nu izvorește din tine, ci dintr-un Duh care pune stăpânire pe tine. Și Duhul ăla aduce după el curvie, lenevie, îmbuipare, destrăbălare, stricare și toate lucrurile acestea care nu vine singur. Revin la întrebare și voi la dumneavoastră. Poate cineva să ridice o mână în sus și să-mi spună, eu îi învăț pe copiii mei să nu iubească banii și să nu-și dorească ca să se îmbogățească. Există cineva aici? Slăviți să fie Domnul. Slăviți să fie Domnul. O mână s-a ridicat. Înseamnă că avem mult de lucru în dreptul nostru. Sau nu credem cuvântul ăsta? E fals cuvântul ăsta? Minte cuvântul ăsta? Sau suntem firești și nu vrem să recunoaștem? Și umblăm după bogățiile lumii. Căutăm să ne îmbogățim. Care-s bogații lumii? Care ar fi? Că din coacere, versetul 17 vorbește, îndeamnă pe bogații viacului acestuia să nu se îngrufe, să nu-și pună nădejdea în bogățiile Satanului, să-și pună încrederea în Dumnezeu, adică să recunoască că dacă au ceva de la Dumnezeu, și dacă au ceva de la Dumnezeu, da, și ei trăiesc de acolo și trăiesc bine, dar trebuie să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Care-s bogații lumii?
acasă? Oare e bogatul lumii? Care are o mașină mai luxoasă? Ăla e bogatul lumii. La care bogat se referă aici? Care are un salar? Care are 30.000 de euro? Care e bogatul lumii? Care are o casă? Este unul care are două. Care are o mașină? Este unul care are două. Care are 30.000? Este altul are 40.000. Care e bogatul? Scumpii mei, știți care sunt bogații lumii acestea? Eu și dumneavoastră. Cel ce are mai mult de un rând de haine este bogat. Pentru că aproximativ 80-83% din populația lumii, spune statisticile, n-au avut niciodată 500 de dolari bani. Marea majoritate acestor oameni din lume au o singură haină. Ai două? Nu mai știi duminică dimineața cu ce să te îmbraci? Ești bogatul lumii acestea. Ești bogatul lumii acestea. Ascultă-mă ce spun. Îți deschizi frigiderul și scade jos de acolo din frigider câte lucruri ai. Îți cumperi apă la sticlă și dai bani grei pe ea pentru că asta de la robinet. Ci că ar fi tulbure. Ești bogatul lumii. Ascultă-mă ce spun. Fratele meu se duce acum în Uganda. S-a vaccinat împotriva la o grămadă de boli. Între care și malaria. Și am zis, de ce mă întind? O să că e atât să zbornat acolo. Că bea din urma de la copită de la vacă. Toți au niște purți așa mari. De bolnavi ce zic. Omule care bei dorna și borse. Acidulat. Oare nu ești bogat? În vremea aceasta? Oare nu ești bogat? Oare nu suntem bogați în vremea aceasta? Și ne spune Domnul să nu ne gândim într-o vreme de aceasta. Scumpii mei, îți de 43 de ani, imediat. Dar eu cât văd în magazine și în mall-uri și din astea, n-am văzut de când îs eu. Și marfă, dar și oameni care și marfă, dar și oameni care cumpără. Cu alte cuvinte, suntem bogați. Ei, știți de ce nu ne vedem bogați? Pentru că s-ar fi putut să ne fi mușcat mamona, care mamona știi ce zice? Mai vreau. Rockefeller, cel mai bogat om din lume. Pe patul de moarte a fost întrebat, ce ți-ai fi dorit în viața asta? Și-o zis, plin de mamona în el. Încă un dolar. Și vorbim de cel mai bogat om din lume. Oare nu suntem mușcați de mamona? Oare nu suntem mușcați? V-am mai spus și vă mai spun, ca să vă doară. Când punem la colectă un leu și la restaurant sunt 5 lei, oare nu suntem mușcați de mamona? Când la frizer le lăsăm ciubuc și la biserică, la casa Domnului, venim cu un leu? Nu vorbesc de cei săraci. De cei săraci, biserica și comitetul trebuie să-i caute și să aibă grijă de ei. Vorbesc de noi, bogații viacului acestuia. Vedeți cât de mult contează atitudinea? Vedeți cât de mult contează atitudinea? Dacă l-aș citi pe Eclesiastru, știți ce zice Eclesiastru? Haideți să vă citesc. Știți că Eclesiastru a avut înțelepciune. Nu-l putem condamna și să zicem că a fost un om de nimic care nu știe ce vorbește. Și uitați ce spune el referitor la oameni care au bogății. Dar dacă i-a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății, vedeți aici e o diferență. E diferență între cei care aleargă să se îmbogățească și o diferență între ăștia care fug toată ziua să se îmbogățească și nici la biserică nu vin că ei merg să se îmbogățească și cei cărora le dă Dumnezeu. E o mare diferență. Exemplu Avram. Om căruia Dumnezeu i-a dat și el nu s-a îngânfat. Om care a știut să trăiască în smerenie, deși avea multe bogății. Pentru că el a considerat că Dumnezeu i le-a dat. N-a fost mușcat de virusul ăsta, te-a căutat să se îmbogățească. Și spune el așa, dacă i-a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele, observați?
Ce frumos spune Cuvântul lui Dumnezeu. Da, ți-o dat Dumnezeu bogății. Recunoaște-L pe Dumnezeu, El ți-l-o da. Ia-ți partea ta de acolo. Ia-ți partea ta de acolo. Și spune așa. Și să se bucure în mijlocul muncii Lui. Acesta este un dar de la Dumnezeu. Observați ce spune Eclesiastul. Măi omule, dacă ești bogat, ia, bucură-te de bogăția ta. Dar nu uita că ăsta e un dar de la Dumnezeu. Și dacă e dar de la Dumnezeu, du-te înapoi în Timotei. Și pune-ți nădejdea în Dumnezeu și nu în bogății. Și fă bine. Și fii bogat în fapte bune. Și fii darnic. Gata să simți cu cel care are nevoie. Că atunci recunoști de fapt că Dumnezeu ți l-a dat. Dacă nu zici, eu cu mânuța mea le-am făcut și nu dau la nimeni un lei. Așa zici. Dar nu uita că mânuța aia puteai să nu o ai. Nu uita că puteai să n-ai nici mânuță și să fii și în perfuzii pentru călucior corotile. Că sunt mulți o grămadă ziua de astăzi. Și mânuța aceea pe care ai făcut tu este de fapt binecuvântarea lui Dumnezeu care a coborât peste tine. Că am văzut oameni în viața aceasta care s-au străduit să facă și nu au putut să facă. Numai s-au străpuns cu tot felul de... Dar nu au putut să facă. Și am văzut la care Dumnezeu le-a dat. Chiar așa. De ce le dă Dumnezeu la unii? Chiar așa. Oare de ce la unii le dă Dumnezeu? Din plin. Oare de ce? Vorbesc de copiii lui Dumnezeu, nu vorbesc de ea din lume. Oare nu tocmai ca ei să se bucure cu tot ce le dă Dumnezeu? Să aibă din belșug, din tot ce le dă Dumnezeu. Da, da, să fie lucrător cu Dumnezeu și în direcția aceasta să ajute și pe alții. Să fim înțelepți, frate și frate. Nimeni nu ne spune să ne dăm averile. Nu! Dar când vezi că e nevoie și știi clar că e nevoie, bagă mâna în buzunar și ajută. Pentru că tu astfel îl binecuvântezi pe Dumnezeu și arăți de fapt că ești dependent de El și că tot ce ai primit de la Dumnezeu. Înțelegem, frate și frate. Bogați veacurile acestuia, înțelegem? Înțelegem că o văduvă, o femeie amărât, avea 2 bani, înțelegem? Și aia a pus acolo și a fost binecuvântată de Dumnezeu. Înțelegeți că Dumnezeu nu vrea să dăm noi, să ne dăm noi averile care au rândul nostru, noi să fim săraci? Nu! Dumnezeu vrea să scăpăm de Duhul acesta, de mamon aceasta, să scăpăm și să nu mai avem strângerea aceasta de inimă, ci să fim darnici. Considerăm că tot ce am primit, considerăm că tot ce am primit, de fapt, vine de la Dumnezeu. Nu vă îndemn să ajutați țiganii și românii și francezi și englezii care cerșesc afară. Nu vă îndemn să-i ajutați. Ajutați pe cine trebuie și pe cine cunoașteți că sunt nevoie. Mi-a plăcut în Oradea. În Oradea am văzut pe stâlpuri afișe. Nu promovați și nu ajutați cerșetoria. Pentru că s-ar putea un cerșetor din ăla să facă mai mult decât faceți dumneavoastră sală. Nu ajutați. Dar ajutați-o văd. Ajutați-o un orfan. Ajutați-o un necăjit. Ajutați-o unul care vedeți că o duce greu. Sunt vremuri în care trebuie să fim foarte atenți cu banii noștri. Pentru că sunt mulți, mulți, mulți vrăjitori care s-au băgat în biserici doar să facă bani. Dar să nu uităm pe cei din poporul lui Dumnezeu care, într-adevăr, au nevoie de ajutor. Să nu fim individualiști, ci să ne ocupăm și de ei și Domnul să ne ajute la rândul acesta. Și apoi vorbește Apostolul Pavel aici, spre încheiere, la versetul numărul 11, și spune, acum, tu, Timotei, nu uita. Tu, Filu, tu, Neluțu, tu, Ionuț, surorile, nu uitați. Nu uitați. Fugiți. Ce-mi place aici? Om al lui Dumnezeu, spune. Om al lui Dumnezeu. Voi, oamenii al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Fugi de a căuta să te bogățești. Fugi de lucrurile acestea materiale. Fugi de ele. Și caută-le prihănirea. Caută evlavia. Caută credința. Caută dragostea. Caută răbdarea. Blândețea. Luptă, lupta cea bună a credinței. Adu-ți aminte că ești pus deoparte. Adu-ți aminte că ești ostaș, înscris la oaste. Adu-ți aminte că ești pus deoparte să fii un luptător. Și luptă, fugind de lucrurile lumii și apropiindu-te spre Dumnezeu. Luptă în fiecare zi. Caută să faci bine în fiecare zi. Caută să te apropii de Dumnezeu.
Dumnezeu fiecare zi. Luptă-te, că e o luptă! Nu dispera. Nu fă pași înapoi. Că Dumnezeu e cu tine. Că Duhul Sfânt e cu tine. Că Cel ce a biruit pe lemnul crucii este cu tine. Du-te înainte și luptă. Luptă tu, om al lui Dumnezeu. Luptă-te lupta cea bună a credinței. Apoi când va veni Iisus Hristos pe noi cerul, să te ia și pe tine, ca ostașa Lui care a fost. Ca bravo ostașa Lui care a fost. Scumpii mei, în dimineața aceasta am fost chemați de Dumnezeu. Să înțelegem cuvântul acesta. Să ne ajute Domnul să-L împlinim. Să ne ajute Domnul să trăim. Pentru că mult nu mai este până când Domnul nostru Iisus Hristos va veni pe noi cerul. Și tare mult aș vrea, eu, soția mea, copiii mei, și voi toți, să fim acolo sus în cer. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Fiți binecuvântați, Domnul Iisus.
este adevărul revelat de Dumnezeu prin Duhul Sfânt la oamenilor. Și vă veți întreba, oare, în urma predicii din această dimineață, cum trebuie să muncim ca să nu fim bogați aceia care risipim în plăcerile noastre? Cum trebuie să muncim și să nu fim săraci care să fim nevoiți să cerșim? Cuvântul Scripturilor, unul din versetele citite aici, spune așa. Așa, ca să-și strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie, pentru ca să apuce adevărata viață. Doamne, ajută-mă la aceasta. Amin. Adevărata viață, iubiții mei, este viața de dincolo de viața aceasta. Adevărata viață este viața de dincolo de viața aceasta. Și funcție de cum ne raportăm la ceea ce Dumnezeu ne dă în viața aceasta, depinde viața viitoare, viața veșnică. Dumnezeu să ne ajute să avem o atitudine corectă față de ceea ce Dumnezeu ne dă. Și nimic din ce avem noi, să știți că nu este datorită nouă. Nu este ceva ce să nu fi primit din partea lui Dumnezeu. Ci tot ce avem sunt darurile lui Dumnezeu, sunt binecuvântările lui Dumnezeu. Mai multe sau mai puține, ele sunt binecuvântările lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să le administrăm de așa natură, încât să putem avea o temelie puternică pentru vremurile viitoare, și anume viața veșnică. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Vreau să cred că aveți pe inimă lucrarea aceasta și lucrul acesta se reflectă și în faptul că la colecta aceasta la care l-am provocat, așa cum spuneam, de unul singur, s-a adunat 4.479,6 lei și 300 de euro. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Este o mână întinsă către biserica, către adunarea, casa de rugăciune care se zidește în localitatea Brunici. Sunt o mână de oameni acolo care se adună. Dar noi credem că puterea lui Dumnezeu este mare și are cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, are puterea transformării inimii oamenilor. De aceea vă mulțumesc tuturor acelor ce ați răspuns cerințe acestea de a pune un lucru de ajutor pentru lucrarea aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească El, care poate să o facă însutit și înmit. Domnul să vă binecuvinteze. Vreau să încheiem în dimineața aceasta timpul părtășiei noastre, mulțumitor fiind lui Dumnezeu, care ne binecuvintează cu tot felul de binecuvântări cerești și pământești. Și mi-am adus aminte de un frate, unde în comuna în care m-am născut, eu aveam un frate scump și drag, n-avea prea multă școală. Ca bătrân, în vârstă și frații puneau mereu să facă încheierea timpului de părtășie. Și fratele acesta, iubit și scump, de acum înaintat, în vârstă, avea un verset pe care spunea mereu. Și spunea așa, să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Domnul și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să facem și noi lucrul acesta. Să ascultăm încheierea tuturor lucrurilor, învățăturilor, teme-te de Domnul și păzește poruncile Lui. Aș vrea ca Dumnezeu să așeze în inima noastră și în mintea noastră învățăturile Domnului. Să ne temem de Domnul, să păzim poruncile Lui și să beneficiem, așa cum spunea Apostolul Pavel, scriind lui Timotei, de viață adevărată, având temelia aceasta așezată pe principiile sfinte ale Scripturii. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să stăm ridicați, iubiți mei, și dacă am fost cercetați de cuvântul Scripturii, dacă ne-am bucurat de părtășia acestei dimineți, haideți să ne închinăm Domnului cu mulțumire, încredințându-ne în continuare mâna lui cea totputernică și El să ne învețe în continuare cum trebuie să agonisim, cum trebuie să muncim, cum trebuie să ne raportăm la ceea ce Dumnezeu ne-a dat, pentru ca în final să beneficiem de adevărata viață.
viața veșnică. Amin. Așa cum stăm pe urmă, că vă mulțumim. Mulțumim Domnului pentru această părtășie în această dimineață. Să nu uitați tinerii, elevi și studenții pe eliminate localități să rămână la părtășirea de cu gândul la Părintele Sfântului, cu gândul la Dumnezeu, cu harul, cu aceași binecuvântarea Domnului de despărțit, în timp ce fanfara mai întonează o slavă de Dumnezeu. Fiți binecuvântați de Domnul care